Salut! De câte ori ți-ai propus să faci ceva și nu ai reușit să duci până la capăt? De exemplu, să slăbești sau să înveți o limbă străină sau să pui bani deoparte. Dacă vrei să reușești să duci până la capăt ceea ce îți propui, atunci acest video va fi cu siguranță de interes pentru tine. Se știe deja că după maxim 4 luni, 25% dintre oameni renunță la majoritatea lucrurilor pe care și le-au propus la început de an. Iar cei care reușesc 100% să facă ceea ce și-au propus, s-a constatat că au eșuat anterior cel puțin 5 sau 6 ani consecutiv. Care ar fi în cazul acesta problema care ne împiedică să ducem până la capăt ceea ce ne propunem să facem? E pur și simplu prea mult deodată. Rețineți, este prea mult deodată. Creierul nostru funcționează pe principiul efortului minim, adică el caută să obțină rezultate maxime cu un efort minim și din cauza asta noi tindem spre o anumită comoditate. Creierul nostru refuză să facă în mod repetat lucruri care sunt prea complexe sau prea dificile și care îl scot din rutina obișnuită. Chiar dacă unii reușesc printr-un efort brusc și intens, de exemplu să renunțe la un viciu sau să schimbe modul de viață, pentru cei mai mulți, metoda asta e sortită eșecului. Cu toate astea, transformarea nu este atât de grea pe cât pare dacă noi reușim să colaborăm corect cu noi înșine. O metodă eficientă de schimbare a obiceiurilor este așa numita metoda a pașilor mici, cunoscută sub numele de Kaizen în Japonia. Această metodă constă în a face transformări mici, în mod constant, urmărind o îmbunătățire continuă. Eficiența remarcabilă a metodei Kaizen se bazează pe modificările care apar la nivelul creierului și la nivelul gândirii noastre. Respectiv, reușim să nu ne mai confruntăm cu acea opoziție a corpului și a minții noastre față de schimbare, care ne face de obicei să renunțăm la proiectele începute. În general, subestimăm puterea pașilor mici. Gândește, de exemplu, că dacă scrii zilnic un singur paragraf, într-un an de zile ai scris o carte de 120 de pagini. Sau dacă ai pune deoparte 10 lei pe săptămână timp de 10 ani, ceea ce pare insignifiant ca sumă, ai la sfârșitul celor 10 ani 4.000 de euro puși deoparte. Sau, așa cum spunea James Clear în cartea sa celebră Atomic Habits, dacă reușim să realizăm o îmbunătățire personală insesizabilă, cam de 1% în fiecare zi, la sfârșitul unui an ne-am îmbunătățit viața personală de 37 de ori. Ceea ce la început pare să fie foarte puțin, de fapt, într-o perioadă de timp, duce la un rezultat remarcabil. Haideți să vedem ce înseamnă de fapt să realizăm îmbunătățiri cu pași mici. În primul rând, trebuie să te întrebi cât de mici trebuie să fie acești pași mici. Pentru că de cele mai multe ori, deși avem impresia că realizăm un pas mic, dacă ceea ce ne-am propus nu reușim să realizăm și să ducem până la capăt, înseamnă că pasul respectiv nu a fost suficient de mic, a fost încă prea mare. Deci cât de mici sunt pașii mici? Nu există un standard. Fiecare trebuie să-și descopere măsura potrivită, reperul fiind acela că dacă apare un disconfort, probabil pașii au fost prea mari. De exemplu, în cazul persoanelor care nu reușesc să facă sport, dacă vor face la început un minut pe zi, chiar dacă pare foarte, foarte puțin, după câteva săptămâni vor constata că vor fi mult mai dispuși să crească acest timp și să înceapă să includă sportul în viața lor. Sau un alt exemplu, dacă te hotărăști să slăbești, este important să introduci fiecare nouă modificare treptat și să continui doar după ce te-ai obișnuit cu cea anterioară. De exemplu, întâi renunți doar la pâine și apoi treptat la celelalte alimente pe care vrei să le excluzi din dieta ta. Abia apoi introduci mișcarea, începând cu acel minut despre care vorbeam, realizat în fiecare zi, apoi crescând treptat durata exercițiilor. E cu totul diferită această abordare de situația în care te-a pus să faci o dietă și le pui pe toate la oaltă, adică îți schimbi și stilul de viață, și alimentația, și ora de trezire, începi să faci și exerciții și după 2 săptămâni ai renunțat la tot. Sau un alt exemplu, dacă vrei să-ți modifici starea interioară, zâmbește ceva mai mult. Este un exercițiu bun să zâmbești măcar o dată pe zi unei singure persoane.
iar în câteva săptămâni, asta se poate traduce într-o îmbunătățire considerabilă a dispoziției tale interioare. Deci ce avem de făcut? În aplicarea acestei metode e bine să ții cont de următoarele lucruri. În primul rând, pașii să fie suficient de mici ca să nu creeze acel disconfort dat de complexitatea prea mare, de efortul continuu. Chiar și când faci lucruri mărunte în aparență, se creează la nivel cerebral noi căi neuronale care îți permit apoi să treci la pașii următori, să avansezi. În al doilea rând, este important ca pașii să fie suficient de mici încât să poți să continui să realizezi și situații dificile. Atunci când te confrunți cu probleme sau cu stres sau oboseală, pentru că viața nu e întotdeauna roz, trebuie să fii constant. Degeaba îți propui să te trezești cu o oră mai devreme ca să ai timp de tine dacă tu ești continuu într-o stare de epuizare cronică. Într-o astfel de situație, să te trezești cu 5 minute mai repede ar fi pasul mic potrivit, care îți permite să bei un ceai, să te gândești la ziua care urmează și în felul ăsta să te regenerezi mult mai ușor. În al treilea rând, este important să nu ne temem de eșec, pentru că chiar dacă la un moment dat nu reușim să facem nici acel mic pas, este important să continuăm, să perseverăm și să continuăm. Un alt lucru important este îmbunătățirea continuă. Metoda pașilor mici presupune să ne axăm pe perfecționarea continuă a micii noastre transformări și nu ne vom opri niciodată la primul pas, ci vom continua să mergem pas după pas până când atingem scopul pe care ni l-am propus inițial. De foarte multe ori, eșecul în atingerea obiectivelor e determinat de faptul că dorim rezultate foarte rapide și dorim această gratificare imediată. Alergarea asta după satisfacția de moment ne face să ratăm rezultatele mult mai stabile pe care le putem obține prin acțiuni mici, însă realizate constant și pe termen lung. Deci nu uitați! Orice obiectiv cu siguranță poate fi atins dacă urmezi pașii potriviți. Tu ce pași îți propui să faci săptămâna aceasta?